Singura activitate pentru care oamenii cred că nu au nevoie de inițiere este familia, rolul de soț și de soție. Însă Biblia explică faptul că rolurile de soț și soție presupun instruire și disciplină. Cum trebuie să-și iubească soțul soția? În primul rând, să manifeste grijă față de ea. Soția este dependentă de soțul ei. Biblia spune în prima carte, Geneza, capitolul 3, că dorințele tale se vor ține după bărbatul tău și el va stăpâni după tine. Apoi, trebuie să fie înțelegător, să manifeste înțelegere. De cele mai multe ori, soțul nu trebuie să-i rezolve problemele soției, ci doar să o asculte. Apostolul Petru, în prima sa epistolă, capitolul 3, spune: dați cinste femei, ca unii care știți că sunt vase mai slabe. Comunicarea este din nou foarte importantă pentru soție. Ea este o ființă expresiv receptivă și are o mai mare nevoie de comunicare decât soțul. Fidelitatea, din nou, este foarte importantă. Pentru că soțul are inițiativă în relație, este ispitit cu infidelitatea. Hristos amintea în Evanghelia după Matei, capitolul 5, oricine se uită la o femeie ca să o poftească și prea curvit cu ea în inima lui. Prețuirea. Soția are nevoie să fie apreciată de soțul ei. Revin la Petru, la Apostolul Petru, în prima sa epistolă, capitolul 3. Purtați-vă cu înțelepciune cu soțiile voastre. Stimați bărbați, v-ați gândit vreodată ce înseamnă să ne purtăm cu înțelepciune cu soțiile noastre? Haide să ne mutăm. Cum să-ți respecti soțul? Pur și simplu respectă-l. Respectă oficiul de cap de familie pe care Creatorul l-a încredințat soțului. Apoi, recunoaște. Bărbatul trăiește pentru performanță. Recunoaște-ți realizările și performanța lui. Logica. Bărbatul trăiește în lumea cognitivă, în timp ce femeia trăiește în lumea afectivă. Responsabilitatea. Soțul se simte responsabil pentru întreținerea familiei. Apreciază aceasta ca o manifestare a dragostei lui. Intimitatea. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 7, nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât cu bună învoială pentru un timp, pentru ca să vă ocupați cu postul și cu rugăciunea. Toate aceste responsabilități fac familia fericită și fiecare dintre cei doi soți se simte împlinit, respectat și iubit. Adevărul este că, în felul acesta, ajungem la fericirea pe care ne-am dorit-o atunci când am ales să ne căsătorim. Dacă apreciați aceste învățături, crezând că sunt necesare pentru viața dumneavoastră, vă invităm să vă abonați la canalul nostru. Mulțumesc! Viața este plină de reguli, însă pilda fiului risipitor ne explică câteva excepții dureroase. Nu întotdeauna părinții buni au copii buni. Nu întotdeauna copiii care par cuminți sunt cuminți și copiii care par răi sunt cu adevărat răi. Uneori un necaz poate să provoace o mare bucurie și alteori o bucurie poate să provoace un mare necaz. Uneori iubirea părinților manifestată prin educație nu întâlnește iubirea copiilor manifestată prin ascultare. Una dintre lecțiile prezentate în parabola fiului risipitor este și aceea potrivit căreia părinții construiesc caracterul și viața unui copil, ori lumea îi distruge. Părinții oferă viață decentă, însă prietenii de circumstanță conduc la faliment. Când spun părinții oferă viață decentă, mă refer la ceea ce spune Evanghelia după Luca în capitolul 15, pilda fiului risipitor, atunci când medicul Luca afirmă: argații tatălui meu au belșug de pâine. Prietenii de circumstanță conduc la faliment și a risipit averea. Aș vrea să pun în paralel influența familiei și a prietenilor și să pun în evidență faptul că familia este prioritară. Câteva exemple. Familia oferă abundență materială. Dăm partea de avere, a spus fiul. Falși prieteni provoacă sărăcia după ce a cheltuit totul. Părinții au milă în orice situație. I s-a făcut milă de el. Prietenii oportuniști te împing în criză. A început să ducă lipsă. Familia acceptă și iubește oricând. A alergat, l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Prietenii cu gândurile te izolează de familie. A plecat într-o țară îndepărtată. Părinții te reprimesc împlinindu-ți nevoile. Aduceți haina, inelul, încălțămintea, tăiați vițelul cel îngrășat, să mâncăm și să ne bucurăm. Străinii te înjosesc și te folosesc. L-a trimis să-i păzească porcii. Părinții te primesc ca pe un înviat din morți când te întorci acasă. A fost mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit, spunea tatălui.
Însă prietenii de interes te trag în păcat, ducând o viață destrăbălată cu femeile destrăbălate. Chiar și atunci când ai pierdut tot și ai atras rușine asupra tuturor, familia te primește și face sărbătoarea celei de-a doua șanse. Să ne veselim. Falși prieteni se bucură de umilința și nevoile tale neîmplinite. Ar fi dorit să mănânce roșcovele porcilor, dar nu le avea. Lecțiile de viață găsite în această celebră pildă sunt următoarele. Nu-ți părăsi familia pentru prieteni. Uneori prietenii te iubesc doar ca să aibă acces la resursele din viața ta. Dacă apreciați aceste învățături, crezând că sunt necesare pentru viața dumneavoastră, vă invităm să vă abonați la canalul nostru. Mulțumesc!